Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Băi fraților, astăzi o să vorbim despre o țeapă pe care am luat-o și am dat-o, din păcate, mai departe. Înainte să începem acest episod, nu uitați să dați un geamă pe linkul din descriere care vă duce la acest videoclip în care anunț oficial că la 100.000 de abonați o să dau acest BMW. Este vorba despre un BMW 530 diesel cu motor de 3000, o mașină destul de ok din punctul meu de vedere, se poate folosi pentru a face un proiect, pentru a dezmembra, pentru a o repara, pentru orice. Dețin actele la ea, se poate înmatricula, mașina pornește. Nu este o mașină perfectă, dar este o mașină funcțională și o mașină care se poate face un profit din ea. Ok, haideți să continuăm povestea în care am luat o țeapă și am dat o țeapă mai departe și nu sunt mândru deloc de ceea ce am făcut. După cum știți, nimeni nu este perfect și toți avem anumite defecte și până la urmă toți am greșit odată în viață și toți am făcut o boacănă, toți am făcut un lucru rău, toți am făcut ceva nașpa. Dar țeapa pe care am dat-o nu a fost o țeapă 100%, pentru că oarecum eu m-am răzbunat pe un fost prieten care și el la rândul lui mă fraierise cu alte lucruri. Este vorba despre o Honda CR-V, o mașină pe care o cumpărasem de la patronul unde lucram eu, o cumpărasem în rate și din păcate o cumpărasem cu probleme. Patronul meu era un mare papagal și m-a fraierit să-mi bage mașina pe gât, oarecum că dau banii în fiecare lună de la salar, că nu trebuie să dau toți banii deodată, că mă așteaptă, că nu știu ce, că nu știu cum, numai să-mi bage mașina pe gât. Între timp ce povestim, să vă arăt și niște poze cu mașina. După cum vedeți, aici eram în garaj când făcusem actele cu el. El este patronul meu, Israel Menendez, așa îl chema. Eram prin Spania, atunci lucram la o firmă de ascensoare, de lifturi. Puneam lifturi, schimbam lifturile la blocuri, la din astea de bătrâni. Unde erau lifturi vechi, acolo noi le schimbam. În fine, hai să revenim la subiectul principal. După cum v-am spus, mi-a băgat mașina pe gât. Mașina avea o grămadă de probleme, inclusiv probleme pe la motor, și minore și destul de grave. Dar totuși mașina mergea. Avea momente când mergea cum trebuie, avea momente când mergea întrerupt, făcea ceva genul așa. În fine, am cumpărat mașina de la patronul meu și mi-am dat seama că mi-am luat țeapă de-abia când era prea târziu. După vreo 2 luni de zile mi-am dat seama că mașina este țeapă și că eu dau banii degeaba și că asta e, oarecum am mușcat-o, pentru că mi-era rușine să mă duc să-i zic: bă, știi, mașina are probleme, așa mi-ai dat-o, nu e ok, că nu știu ce și nu știu cum. Oarecum aveam și o reținere să-i zic chestia asta, că mi-era frică că poate naibii mă dă afară de la muncă sau chestii din astea minore. După ce am aflat că problemele sunt destul de grave, am ajuns la concluzia că degeaba o repar, că problemele alea tot vor apărea și singura soluție era să o vând mai departe. Oarecum eu luasem mașina un pic mai ieftin decât prețul pieței, dar asta pentru că, o luasem de la patronul meu, ăla avea bani, ăla nu era samsar de mașini, dar vreau oarecum să mă țină, să și lucrez, să îmi și vândă mașina și să am și multe luni de muncă la el și să-i dau banii treptat și combinație din aia hoață de a patronilor. În fine, mașina pe atunci o cumpărasem, asta s-a întâmplat în 2006, 2005 sau 2006. Mașina atunci o cumpărasem destul de ieftin, la 2000 de euro, zic eu, mașina era din 2000 și noi eram în 2005 sau 2006, erau decât 6 ani diferență, 2000 de euro pe un Honda CR-V atunci, de-abia îl cumpere acum, în ziua de astăzi, cu 2000 de euro, dar v-am spus, era prețul ăla pentru că era patronul meu și mi-a zis să-i dau câte 400 de euro pe lună sau 500 de euro pe lună. Cum îmi e mie mai bine, dacă vreau pot să-i dau și 300 de euro pe lună, că nu-i nicio problemă, că na, vrăjel din alea. M-am hotărât să-i dau 500 de euro pe lună, așa că 4 luni de zile am fost oarecum dator șefului meu. În fine, nu e asta importantă. Importantă e faza că nu știam cum să scap de ea. I-am zis la un moment dat la șeful ăsta al meu că nu îmi mai trebuie mașina și că aș dori să o vând mai departe, dacă poate să mă ajute, dacă știe pe cineva care o vrea, o vând în aceiași bani în care am cumpărat-o, că na, totuși are niște probleme și nu-mi permit să o vând, să o repar și aș vrea să o dau, să-mi scot banii. El, știind de problemele alea, au zis că o să încerce, că nu știe sigur, că să vadă, că vrăjel din alea ieftine de 2 lei.
într-un final el nu m-a ajutat. Am rămas cu mașina o perioadă de timp. Cred că am ținut mașina jumătate de an, dar în jumătatea asta de an mergea. Dar v-am spus, erau probleme care nu puteai să pleci cu ea la drum lung. Mergea doar la drum scurt, ceva genul. În fine, toate bune și frumoase, până când un prieten de-al meu, căruia îi dădusem un laptop, nu mai vrea să mi-l dea înapoi. Și după un anumit timp am aflat că laptopul ăla îl vânduse altui prieten de-al nostru comun. Când i-am zis, o zis, bă, am avut probleme că mi-am vândut și mașina, că am vândut și laptop și telefon, am vândut tot și am băgat banii la aparate, am crezut că câștig, mi-am mâncat ruleta viața și chestii din astea. El își vânduse tot, cu toate că avea un serviciu mult mai bun decât al meu, câștiga mult mai bine. Am zis că cumva să-l trag și eu în țeapă. Dacă el mi-a vândut mie laptopul, care eu îl dădusem pentru câteva zile, că nu știu ce m-a mințit că are nevoie, că nu știu ce, și umblă cu cioara vopsită, de ce să nu umblu și eu cu cioara vopsită? Așa că, oameni buni, le-am păcălit cumva să-i vând mașina. Știind că nu mai are mașină și că depinde de mașină, i-am zis despre ce mașină este vorba, i-am zis că na, mie nu mai îmi trebuie, că îmi trebuie neapărat niște bani, că am nevoie de niște bani, trebuie să trimit în țară la maică-mea, că o grămadă de vrăjeli de genul ăsta, și m-a întrebat cu cât o vând, dacă are probleme, dacă nu are probleme. I-am zis, bă, nu are absolut nicio problemă, singura problemă ar fi să-i schimb bateria, în cauza la baterie s-ar putea să te lese, să nu-ți mai pornească sau să meargă prost, pentru că bateria e varză, dacă o lași două zile se descarcă, dacă nu mergi cu ea două zile nu te ține deloc bateria, și o grămadă de vrăjeli de genul ăsta. I-am băgat vrăjeli peste vrăjeli, dar de-abia reușisem să-i bag cumva mașina pe gât. Am mers cu el, l-am dat o tură, l-am mințit că nu am timp ca să nu îl plimb mult, să apară problemele, să vadă. I-am băgat o grămadă de vrăjeală, dar v-am spus, toată vrăjeala asta pe care i-am băgat-o din simplu fapt că și el mă fraierise cu un laptop. Laptopul acela pe vremea aia costa undeva între 1000 și ceva de euro. Așa că țeapa pe care i-am dat-o, am dat-o oarecum că el și-a căutat-o. Bine, nu i-am dat cine știe ce țeapă, pentru că până la urmă mașina și el a vândut-o mai departe și a dat țeapă mai departe. Dar totuși vreau să vă spun că na, nici eu n-am fost corect toată viața și eu am umblat cu cior vopsite și eu am umblat cu combinații din astea nașpa. Oarecum am ținut de capul lui ca să îi vând mașina. Știam că depinde de mașină, știam că e genul de om care fără mașină e mort, știam că e un îngânfat din ăla care dacă nu are mașină, el nu se duce la muncă cu autobuzul, el tot timpul trebuie să aibă mașina lui, sau dacă nu se roagă de unul de altul să-l ducă, să-i dea mașina și chestii din astea. Așa că m-am ținut oameni buni de capul lui, ca să pot să-i vând mașina. I-am zis până la final că îi fac un preț bun, că îi vând mașina cu 2000 de euro, că am eu nevoie de bani, că trebuie să trimit neapărat în țară, că mașina după aia poate să-și o vândă, să-și scoate cel puțin încă 2000 de euro. Și n-a o grămadă de vrăjeli de genul ăsta, pentru că până la urmă, v-am spus, nimeni nu este perfect, nimeni nu a fost perfect și am umblat și eu cu cior vopsite în trecut. Dar v-am spus, toată chestia asta pentru că omul mi-a dat țeapă de laptop. Frate, cum să-mi vândă laptopul? Laptopul meu. Mamă, ce ploaie s-a pus. Cumva l-am păcălit, i-am spus că l-aștept. Mă zăpăcea la cap să nu vând mașina, că mi-o cumpără, că îmi dă 2000 pe ea și că din următorul salar o să-mi dea laptopul, să-mi cumpere laptopul sau îmi dă banii pe el, să-i zic că să-mi dea și din astea. El tot încerca să mă fraierească pe mine ca să-i țin mașina și că îmi dă banii pe laptop și nu știu ce. Eu eram conștient că dacă îl țăpesc acum cu mașina și își dă seama, clar nu o să mai îmi dea niciun ban pe laptop și atunci o să rămân decât cu banii pe care am dat eu pe mașină. 2000 de euro și totuși nu e ok că pierd laptopul. Dar cumva trebuia să scap de mașină. L-am lăsat așa, i-am dat speranțe, i-am spus tot timpul că dacă îți vând mașina, că nu e nicio problemă, că nu o dau la altul, te aștept, dar numai să vezi, să-mi dai și laptopul și din alea. Și în ultima săptămână, în ultimile 2-3 zile, când trebuia să-i vând mașina, i-am zis, bă, îmi pare rău, dar am găsit să dau mașina cu 2650 de euro și uite, îmi dă banii, acum diseară mă duc să-i dau mașina, îmi dă banii pe ea și, na, din păcate nu ți-o mai pot da. Mamă, a făcut omul spumele la gură, îi plăcea mașina, au văzut-o, dita mai hardughea de mașină la banii ăia, ea se învârtea la 4000 și ceva de euro pe atunci.
Și zice, bă, hai că uite, facem altfel. Îți dau eu 2700, dar așteaptă-mă până săptămâna viitoare, că dacă nu, în weekendul ăsta, îți dau jumate de bani și săptămâna viitoare ți-i dau toți și din alea. Eu când am auzit chestia asta, clar era vrăjeală, că nu aveam la cine să vă mașina. Și am zis că nu e nicio problemă, că l-aștept. Bineînțeles că l-aștept. Eu să nu l-aștept? Da, frate, 2700 de euro. L-am mai așteptat încă o săptămână și mi-a luat pe mașină 2700 de euro. O strategie destul de bună, a mers vrăjeala destul de bine și v-am spus, toate chestiile astea din cauza că, mai stăm un pic în mașină pentru că a început să plouă și n-am chef să mă plouă. Toată țeapa asta a fost din cauza că și el m-a țăpit pe mine, mi-a vândut laptopul ăla fără nicio, nu știu, fără nicio rușine, fără să-mi zică, fără absolut nimic. De cât m-am trezit că, bă, ăsta nu e laptopul tău. Și zic, ba da, păi vezi că ți l-am cumpărat eu. Și am zis, frate, cum să-mi cumperi laptopul, că e laptopul meu. Și zice, păi mi l-a vândut țiganul, așa avea el porecla, țiganul. Uite, Honda CRV. În fine. Și, mamă, ce plouă, bine că n-am ieșit din mașină să mă duc, că mă făceam varză acum. Și da, de atunci oarecum am zis, las că o să am eu grijă de el. Bineînțeles, oameni buni, nu sunt mândru de ceea ce am făcut. Nu încurajez pe nimeni să încerce să țăpească pe alții sau să facă ceea ce am făcut eu. Ai gheață, mă? Dă cu gheață, frate, da. Așa? Dar v-am spus, omul și-a căutat țeapa singur și oarecum trebuia să-l țăpesc cumva, pentru că nu-mi scoteam banii pe laptop. Într-adevăr, mi-am luat mai puțin pe laptop pentru că laptopul ăla costa mult mai mult, dar și laptopul îl cumpărasem cu 500 de euro de la niște hoți care îl furaseră din Carrefour și na, totuși mi-am scos și banii pe laptop, mi-am scos și banii pe mașină și 200 de euro cum ar fi profit, înțelegeți? Mi-am cumpărat alt laptop, banii de mașină mi-am scos, i-am pus deoparte și nu mai știu, mi-am cumpărat altă mașină atunci. Da bine, mi-am cumpărat o mașină din aia nașpa, un Peugeot 106, din ăla vechi, în două uși, vai de capul lui. Dar cumpărase mașina aia mai mult ca să mă duc cu ea la muncă. O să vă povestesc și despre mașina aia, poate am și poze cu ea să vă arăt. Și cam ăsta a fost subiectul de astăzi. După cum am spus, nu sunt mândru că am dat țeapa asta. Nu sunt mândru că l-am țăpit pe fostul meu prieten, pentru că până la urmă am o gheață pe aia. Uite. Uei. Mamă, ce dă! Mamă! Ia uitați! Ioi! Nu cred, bă! Ce plouă! A, păi dacă mă duceam acum la baltă, mă făceam varză. Mamă! Bă, ești nebun! Ia uitați ce e pe jos, oameni buni, că s-a făcut totul alb! Nu cred, n-am văzut niciodată în Olanda așa ceva. Uite că e totul altul jos. Uite, frate. Între timp, oameni buni, nu uitați să-mi dați un follow pe contul meu de Instagram, Mihailo Ștefan Vlog. Nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu sunteți deja abonați, pentru că mai am un pic și fac și eu 100.000 de abonați. Cred că mă duc eu mâine... Păi mâine mă duc la pește. Mamă, cum se vede, cum am șters să... Cionis, auzi, ce-o plouat. Nu-mi vine să cred. Uai, ce-o mai aveam un pic și vreau să mă duc la balta aia, în pădure acolo. Păi m-a prindea ploaia asta, mă nenorocea. Dar mai stăm un pic aici, nu ne grăbim. Mi-am cumpărat un aparat din ăsta, că l-am găsit la ofertă, din ăla de tuns barba și de tuns barba din nas. Când o să creșteți și voi mari, o să aveți barbă și nas. Și na, sper să fie bunicel, să-mi fac barba scurtă cum îmi place mie. Mi-am mai cumpărat un șampon Nivea Men și mi-am cumpărat lumânărițica asta, care o să miroase super mișto acolo în cameră, e cu miros de portocale. Cocktail fruit. Și cam atât. Mergem la balta aia să vedem dacă putem să pescuim un pic acolo, să pescuim. Dacă este ok să vin mâine dimineață acolo,
Dacă nu, ne întoarcem acasă. Ok, oameni buni, nu vreau să mai lungesc episodul ăsta, să-l fac de 3 ore. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul ăla de subscribe dacă nu v-ați abonat deja. Nu uitați să dați un follow pe contul meu de Instagram, Mihai Leștefan Vlog, găsiți link în descriere. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Aștept cu nerăbdare părerile voastre despre acest videoclip, despre această țeapă, dacă am procedat cum trebuie sau dacă nu am procedat. Dar în mare parte știu că nu am procedat cum trebuie, pentru că nu trebuia să-l țăpesc, nu trebuia să umblu cu ciori vopsite, trebuia să vând mașina mai departe, să spun despre problemele pe care le are, să spun de ce o dau cu acel preț, dar nu. Eu am ales să-i dau țeapă pentru că atunci aveam altă minte, aveam altă judecată și când ești tânăr nu prea ai scrupule în viață, când ești tânăr nu prea ai regrete, nu prea ai nimic. Atunci nu-ți mai e frică de Dumnezeu, nu-ți mai e frică de nimeni, nu-ți e rușine, atunci decât banul să iese și să ieși tu un avantaj, chestii din astea. Dar nu, v-am spus, nu sunt mândru pentru ceea ce am făcut, la fel nu sunt un îngânfat din ăla să nu recunosc că am dat și eu câteva țepe în viața mea. De exemplu, cum i-am dat verișorului meu țeapă cu acel motocross și eu de fapt îi vândusem săpun de casă. Dacă vreți să vedeți videoclipul, aveți un link în descriere și vă duceți, vedeți acolo cum l-am țăpit și pe verișorul meu. Și cam atât cu acest episod, oameni buni, rămâne să ne auzim mâine sau diseară într-un live. Până data viitoare, v-am pupat, bye bye!